Dar se bazează și pe ceva foarte, foarte simplu. Condiția de trai a cetățeanului. Nu intru acum în abaterile mele cunoscute de la linia principală, cum că omul de 200-300 de ani a fost luat din habitatul lui, adus la oraș ca să producă profit pentru niște nemernici care, să știți că la ora asta stau retrași pe iahturi, vapoare, insule naturale și artificiale și mănâncă cu plisculețul lor din pământ tot ceea ce este sănătos. Legătura este foarte simplă. Scăderea dramatică a calității vieții pe pământ, chiar dacă nouă ni se pare că mergem disciplinați cu botniță și cu mânuși și stăm la 3 metri unii de alții, pentru că distanțarea socială pe care o clamează media astăzi este o prostie verbală, după părerea mea. E vorba de o distanțare pur și simplu fizică. Distanțare socială este cu totul și cu totul altceva. Iată că noi acum ne-am apropiat cumva social, nu ne-am distanțat. Acei 2-3 metri unul de față de altul înseamnă pur și simplu o distanțare fizică. Ele sunt niște lucruri necesare. Dar ăsta este efectul urmărit și dorit. Puf, un strănut a omorât până acum peste 100.000 de cetățeni, ceea ce cu cinismii spun că la 8 miliarde de umanoizi este un fleac, pentru ca să experimenteze și să studieze cum se comportă specia umană în ansamblu. Dumnezeu, să știți că nu are nicio legătură, apropo de încercările unora și altora să acrediteze această teză. Nu are nicio legătură cu această poveste. El ne-a lăsat în pace de milioane de ani, odată cu isprava doamnei Eva. Vă să zic că, de exemplu, biserica greacă și cipriotă, tot ortodoxă și mult mai ortodoxă decât a noastră, au spus foarte clar, stați acasă, Dumnezeu nu vă numără în incinta bisericii ca la școală. Vreți să vă întâlniți cu Dumnezeu? Ieșiți și rezemați-vă fruntea de primul copac, dacă îl mai găsiți în viață și gândiți-vă la el. Și el nu va întârzia să apară fiecăruia. Pentru că asta este bucuria și imensitatea lui. Deși suntem milioane, el apare fiecăruia. Experimentul, cred eu, iscat de acești cetățeni mondiali funcționează și veți vedea ce o să urmeze, pentru că exercițiul iscat de acest virus va fi continuat. Odată la nu știm câți ani, cei care veți fi în viață, veți beneficia la 5, la 7, la 8, la 11. Omenirea trebuie disciplinată, trebuie ținută în botniță și în mânuși. Și aici fac o paranteză. Când dai un edict și spui obligativitatea sau nu știu ce recomandarea purtării acestor chestii și asiști la îmbogățirea altora, iarăși este o nemernicie. În mod normal, statul care își iubește cetățenii trebuie să îți pună pe fiecare clanță, la fiecare cutie poștală sau la fiecare farmacie să te duci ca pe vremuri cei care am prins să te tragă în caiet. Și săptămâna asta ți-am dat 6 măști și 6 perechi de mănuși cetățene. Da? Tai de colo, tai de colo, tai de la milionul ăla pe care l-ai trimis pe Atos, tai, vezi acum câte milioane mai poți da la Catedrala Neamului și la alte biserici și la alte cheltuieli de imagine și opinie publică pe care îl fac primăriile și chiar cei de la putere și din opoziție, da? Experimentul ăsta odată început va continua, veți vedea, pentru că e foarte interesant. Nu mai scoți soldați, armata, portavioane, avioane, bombe, are și un scop important, după părerea mea, punerea pe bot, pe patru labe a lumii arabe. Vedeți că prețul petrolului este mai jos decât înainte de război sau în timpul celui de-al doilea război mondial. Și lucrurile vor funcționa, așa vor funcționa de astăzi înainte. Frica trebuie să păzească pepenii care suntem noi. Acest virus produce victime colaterale imense. Gândiți-vă la cei cu cancer, gândiți-vă la cei cu diabet, cu dializă, care nu mai pot beneficia de un tratament sau de o consultație sau pur și simplu orice pojar sau orice rujeolă sau indigestie sau pentru ce se ducea omul înainte la spital să beneficieze de o consultație. Asta este scopul poveștii. Să vadă dacă frica funcționează și funcționează, să vadă dacă
Oamenii pot fi disciplinați într-un fel, deci adio libertate, liberalism, liberă circulație, decât dacă au ei nevoie să trimitem mână de lucru la cules Sparanghel. Acum e vremea Sparanghelului, nu a căpșunilor. Și atunci trece și Germania, și Spania, și Austria peste orice pandemie și noi înghesuim marfarele pe aeroporturi să trimitem oamenii la muncă. O să urmeze.